Neața, 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 neața! Căștile astea o să le câștige unul dintre voi la finalul clipului, dar prima dată trebuie să le testăm! Am început așa foarte hyped, însă totuși prima dată un mesaj de la sponsorul nostru SCD Keys. Ai nevoie de o licență pentru Windows sau de o licență pentru Office? SCD Keys are tot ce ai nevoie. Tot felul de variante de Office, tot felul de variante de Windows, Windows 10, Windows 11, însă dealul cel mai bun fiind pe Windows 10 Pro, în momentul în care îl cumperi la prețul foarte bun și ai free upgrade la Windows 11. Asta pe lângă vouchere și tot ce se mai găsește la SCD Keys. Procesul de achiziție al codului este foarte simplu, la fel ca și procesul de activare a Windows-ului cu codul pe care l-ai cumpărat, la fel de simplu. Iar prin codul KFTSK10% primești și o reducere peste prețul rezonabil, să fie și mai bine. Mai multe informații în linkul din descriere. HyperX Alpha Cloud Wireless. Pentru cei ce știu seria de Alpha Cloud de la HyperX, știu că sunt niște căști foarte, foarte tari. Eu mai am o pereche pe care o folosim, așa că de asta am decis ca pe asta de astăzi să o dăm giveaway, pentru că și așa n-am mai făcut un giveaway de ceva vreme pe canal. Căștile sunt din plastic, suportul este metalic, colorat roșu frumos pe tema celor de la HyperX, bineînțeles reglabile că toate sunt așa, burete dintr-o piele, o imitație de piele pe interior, logo-ul de la HyperX pe stânga și pe dreapta, non-RGB, deci nu au niciun fel de beculeț, niciun fel de luminiță, să spunem așa, în afară de beculețul care indică dacă sunt on sau paired sau știu eu. Microfonul îl conectăm aici frumos, așa. Avem portul de încărcare care este un USB Type-C, butonul de mute pentru microfon, butonul de power on și off al căștilor, evident, iar pe partea din dreapta, rotița de volum, care are un drag, un feel foarte premium în momentul în care învârți de ea, deci nu merge în gol, așa să spunem. Buretele din interiorul buretelui mare, cum ar veni. Aici, peste driver, dedesubtul pânzei, este și un burete undeva la vreo 3-4 mm, gros, îndeajuns de gros încât în momentul în care le ții mult timp, nu te doare urechea aici partea asta de interior pe care apasă practic difuzorul dacă buretele nu este îndeajuns de gros. Mă refer la buretele exterior. Sunt foarte confortabile, sunetul este foarte bun, îndeajuns de grele încât să nu facă în momentul în care le pui pe cap să nu sară de pe tine de pe urechi și îndeajuns de ușoare încât să nu le simți, să nu te deranjeze în momentul în care le porți o sesiune lungă de gaming pe care cu toții știm că din când în când o mai facem. Mai puțin eu, dar mai mult voi sigur. Buretele exterior este cu memorie, foarte confortabil, după cum spuneam, îndeajuns de mare. Nu am avut nicio problemă cu ele pe urechi câteva ore când editam sau, eu știu, mai puțin gaming fac eu cu căștile în special. Mie îmi place, dacă mă urmăriți de multă vreme, am mai vorbit toată despre asta. Mie îmi place să mă joc cu sunetul tare, cu boxe. Dar cu boxe, cu volum tare, cumva să facă direct competiție căștilor, pentru că în momentul în care ai căști, cu toții știm că sunetul este parcă mai aproape un pic de tine și la volume mai mici se aud zgomote, pași și așa mai departe în, nu știu, în CSGO sau în jocuri de tipul ăsta. În schimb, în momentul în care joci pe boxe nu se aude decât dacă dai volumul mai tare. Well, mie așa îmi place să joc. Așa îmi place să mă uit la filme, așa îmi place să joc. Este vorba despre immersion. Imersie? Imersie. Imersie. Este vorba de imersie, să mă simt acolo, practic. Dar, pe partea de specificații, vin cu drivere de 50 de mm dual chamber, adică cu două cameruțe dedicate, separate, pentru frecvențe diferite de sunet. Bas, medie, înaltă și așa mai departe. DTS Headphone X ar trebui să țină undeva până la 300 de ore de ascultat muzică cu un full charge. Nu țin ele chiar atât, dar oricum foarte, foarte, foarte mult. Sunt wireless, 2,4 GHz, compatibile cu PC, PlayStation 4 și PlayStation 5, deci nu au Bluetooth, nu se pot conecta la telefoane. Microfonul este detașabil, după cum ați văzut. Iar asta este calitatea vocii direct de pe microfon, needitată, nefiltrată, în ghilimele, după cum s-ar spune. Se aude destul de bine încât poți liniști să faci gaming fără nicio problemă. Au fost căști mult mai scumpe pe aici, pe la mine, la test, cu calitatea vocii de pe microfon slabă. Deci, na, nu avem absolut nimic de comentat în momentul de față. Vrei mai mult? Îți iei un microfon dedicat. Ai bas, ai înalte, ai medii, la un nivel foarte, foarte decent. Acum, depinde clar tot timpul de preferințele și de nivelul tău de calitate pe care o ceri, pe care o dorești, să spunem așa. Este o pereche de căști de gaming foarte, foarte tare. Același lucru îmi scrie pe WhatsApp, că sunt căștile bune.
Mai face și o glumă din când în când. Dar oricum există adevăr, pentru că după cum am spus, eu le folosesc de multă vreme și sunt super, super mega bune. Așa că pentru cei ce le doresc, eu le recomand 100%, sunt jos în descriere acolo în acel link, ca de fiecare dată. Iar acum, legat de giveaway, după cum am promis la începutul clipului, unul dintre voi va câștiga aceste căști. O să-l facem pe Glim, e mai simplu, linkul este jos în descriere acolo cu toate informațiile legate de giveaway. Practic ce trebuie să faci este doar să mă urmești pe Instagram, să fii abonat la canalul de YouTube, practic, și să te înscrii, să mergi pe link, să te înscrii acolo. Deci cam asta este toată treaba. Succes, paftă, mult noroc. Ăsta a fost videoul, vă doresc o zi bună și ne vedem în următorul. Pa, pa!